Suntem noi capabili să vedem împărăția lui Dumnezeu în cel de lângă noi, în cel mai aproape de lângă noi? Împărăția cerurilor nu este un loc. Nu este nici un eveniment viitor. Împărăția cerurilor este pretutindeni, astăzi și mâine. Împărăția cerurilor o avem deja în noi. Și cererea pe care o facem fiecare atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru, vie, Doamne, vie împărăția Ta, exprimă tocmai acest lucru. Dacă împărăția este o comoară sau o perlă, credința în Dumnezeu o putem poseda, o putem avea în noi, dar împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru.